Controlul a fost făcut în luna martie la spitalele din Slatina, Balș, Caracal și Corabia. Iată care sunt neregulile descoperite. Nerespectarea normelor de amplasare a paturilor în proporție de 20-30%, a normelor de organizare și funcționare a spațiilor de spălătorie, precum și distribuția lenjeriei. Probleme au fost și în ceea ce privește colectarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, dar și referitor la programul de dezinfecție ciclică pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale. Unele unități sanitare nici măcar nu aveau registru de evidență a infecțiilor intraspitalicești. Pentru toate aceste deficiențe, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, OLT, au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de 2.100 de lei.